România câștigă meciul de debut în preliminariile campionatului european din 2024, în pofida faptului că n-a etalat un joc spectaculos, nici măcar mulțumitor în compania unei adversare modeste, chiar dacă numai Andorra de acum 15 ani, când din start de la cabine aveai 3-0, tot modest a evoluat adversara noastră. Mai mult decât atât, o bună perioadă din repriza a doua, andorezii au jucat cu un om în minus, iar tricolorii n-au reușit să-și mărească avantajul după golurile semnate de Man și de Alibek. În tribune, până la un anumit moment, atmosfera a fost frumoasă și dominată de suporterii echipei naționale, după care ne-am dat în stambă, ne-am făcut de râs, am uimit din nou în mod negativ Europa, pentru că ne-am luat la bătaie noi cu noi. Nici nu mai contează cine a început, nici nu mai contează cine e vinovat, nici nu mai contează cine va fi sancționat din rândul celor care au produs acest conflict, pentru că ne-am făcut de râs ca imagine din nou și ca popor, iar factura va veni tot în seama Federației Române de Fotbal și probabil că în afară de o amendă riscăm și joc sau jocuri cu porțile închise. Acesta a fost tabloul meciului de la Veia, capitala Andorei. În celelalte meciuri din grupă, Elveția a arătat din start că este favorita grupei, la Novi Sad, pentru că acolo încă joacă Belarusul, se ia în calcul excluderea acestei naționale din preliminarii din cauza implicării alături de Rusia în războiul din Ucraina. Deci Elveția a distrus Belarusul cu 5-0, iar Israel și Kosovo ne-au arătat prin remiza 1-1 că se bat de la egal la egal cu Naționala României pentru accederea la campionatul european. Vorbim și despre misiunea Rapidului la handbal feminin în direct la Digi Sport 1 în această după-amiază. Echipa giuleșteană pregătită de Kim Rasmussen are de întors o diferență de 5 goluri în meciul cu Crim Ljubljana ca să acceadă în cele mai bune 8 echipe din Champions League. Bună dimineața, sunt Viorel Grigoroiu, gazda dumneavoastră, antrenorul Florin Motroc, o prezență bine cunoscută, fostul internațional român Alex Bourceanu și Dragoș Suciu, colegul meu DigiSport. Aș începe, cu permisiunea lui Florin, cu Alex să ne prezinte așa principalele idei, pentru că a jucat o bună perioadă de timp în echipa națională și a fost prezent și la ultima participare a României la un campionat european. Sper nu. N-ai fost? Nu. Erai accidentat? Da, da. După accident. Da, ai fi fost selecționat oricum dacă n-ai fi avut acea problemă. Dacă. Adică erai acolo, da. Asta era ideea. Te rog. Ce ai avea de adăugat așa? Nu știu. Hai să spunem cu părțile, să începem cu părțile bune. Au fost multe, au fost convingătoare? Ideea că meciul ăsta a fost mai degrabă o pregătire pentru următoarele meciuri. Pentru că din start puneam favorit și șansele ca noi să nu obținem o victorie erau destul de mici. Prima parte a meciului, într-adevăr, mai complicată pentru că și ei erau proaspeți, au jucat în 4-4-2, extrem de compact, noi am jucat într-un 1-4-3-3. Și ceea ce am încercat să facem, am încercat să exploatăm spațiul din spatele apărării adverse, direct de la fundașii centrali, în foarte multe momente. Deși am fi putut crea în mod natural, în anumite momente, 3 contra 2 în zona centrală, ei având 2 mijlocași centrali, noi având 3 mijlocași în zona centrală, dar încercând să jucăm direct în spatele apărării adverse și cu Olaru, care în multe momente a venit aproape de Alibek sau pe partea cealaltă Stanciu, nu am încercat să jucăm prin centru, am încercat de la fundaș central să jucăm direct în spatele apărării. Ceea ce probabil ar fi fost o soluție, ar fi fost ca în momentul în care vrei să joci direct în spatele apărării și ai de depășit 3 linii, linia lor din față, din mijloc și din spate, ai nevoie de jucători cu abilitate de a pasa în spatele apărării. De a juca mingea în spatele apărării. Și când ai nevoie de aceste mingi, ai nevoie ca la minge să fie cei mai buni jucători ai tăi în posesie. Și mă refer aici la Stanciu, la Răzvan Marin, la Moruțan. Dar de cele mai multe ori mingea a venit către atacanții noștri sau către Alibek de la Burcă. El a jucat de foarte multe ori în diagonală către Moruțan sau de la Drăgușin. Cumva am fi trebuit să creăm o situație în care unul din mijlocașii noștri extrem de competenți când dau mingea
să joace acele mingi. În repriza a doua n-au mai putut să fie atât de compact și golurile până să pierdă până să pierdă omul, golurile au venit după o pasă, după pase de la după acțiuni pornite de la Răzvan Marin. A doua a fost chiar o pasă directă către Ali Bek, ceea ce nu s-a întâmplat în prima repriză, pentru că Răzvan Marin a fost destul de bine blocat de cei doi atacanți, de cei doi mijlocași, dar și pentru că n-am reușit să creăm și existau mai multe soluții prin a crea și prin a exploata acea superioritate de 3 contra 2 în centrul terenului, care apare în mod natural. Da. Nu vreau să-i confir pe Alex sau nu. Să ne spui și dintr-un alt unghi. Eu, după ce am văzut Marocul cu Brazilia, deja pot să vorbești. Ce cu Brazilia? Așa, ca trind de jos, joc. Dar nu înțelegeam ce treabă are Marocul cu Brazilia. Mai ales că era amical și ăsta a fost. Nu mai știam care e amical și care e oficial. Eu am crezut că al nostru a fost amical. Pentru că, nu, la ce atitudine și la ce determinare am văzut la meciul ăsta, a fost ceva de domeniu incredibil. Maroc, fine, cu Brazilia? Da. Dar mă întorc la meciul. Regia, căutați Maroc, Brazilia. Da, a fost aseară. Păi a fost dat de voi, de Digi. Dar știu, de ce crezi că am zis? Mă întorc la două momente de joc vis-a-vis de echipa națională. Odată presiunea pusă fantastică pe meciul ăsta, care nu văd de ce a trebuit să fie așa pe mine. Faptul că au fost discuțiile legate de neconvocarea sau oarecum neaducerea lui Ianis, presiunea pe Edi cu ratarea celorlalte obiective înainte, pleacă, nu pleacă, venit acum, iar am văzut și el declarațiile pe care le-a dat. Și cred că și lucrurile astea și-au lăsat amprenta pe joc. Și mă mai întorc la un aspect, golurile vin de la 4 jucători, care practic sunt, eu cred că, între cele mai bune produse ale fotbalului în momentul de față. Moruțan centrează Man, o execuție superbă cu capul, dintr-un unghi aproape imposibil, lovește în plin, în vinclu, un gol care arată calitatea lui. Mm-hmm. Și golul 2, o pasă extraordinară, uite pasă, apropo, al lui Marin. Inițial a fost offside, apoi varul ăla s-a mișcat foarte repede. Preluarea lui Ali Bek, am mai și spus că este unul din atacanții care este cam singurul care poate să facă diferența în astfel de situații, de unul contra unul cu portarul. Nu prea mai avem jucători în situațiile astea care să rezolve fazele. Vă dați seama ce var aveau și aia prin Andorra pe acolo, că ea... Au făcut să spui că au analizat, că l-a fluierat offside și după două minute, mult, ce gol, adică, da. Băi, nici ca la noi, că stai două zile să analizezi, dar nici ca aia, adică ea... Da, este ceva de... Domnul Suciu, vă rog, dumneavoastră la ce v-ați uitat așa cu preponderență? Mie mi se pare genul de meci de unde nu prea poți să ieși bine. Să învingi Andorra e normal. Să nu învingi Andorra la scor, apare o problemă. Ceea ce se întâmplă, n-ai avut destule ocazii. Doamne ferește să faci egal sau să pierzi cu Andorra, e o catastrofă națională. Nu știu cât de multe poate să spună această partidă despre adevărata față a echipei naționale și nu știu cât va putea spune nici meciul cu Belarus, pentru că Belarus e undeva pe la nivelul Andorrei în acest moment. Ce a făcut Elveția cu Renato Stefan, care marchează de 3 ori în prima repriză, un jucător ce a ajuns undeva pe la Lugano. Lugano nu e echipă de prim plan nici în Liga Elveției. A fost pe la Wolfsburg în trecut, în fine. Nu știu ce idee ne putem forma după aceste două partide. O victorie de control. Andorra mi s-a părut că în niciun moment nu poate să pună pericol. Mi s-a părut o echipă foarte, foarte slabă. N-am înțeles, sincer, de ce am rămas în acel 4-3-3 și n-am creat pericol după eliminarea lor. Al doilea vârf a apărut foarte târziu. Și nu înțeleg de ce Nicușor Stanciu joacă în continuare atât de jos la echipa națională, el fiind un număr 10. Joacă undeva la închidere, n-am înțeles niciodată acest lucru. Și l-am văzut în meciul cu Bosnia din Nations League jucând număr 10 și făcând-o foarte, foarte bine. Da. Jucăm temător, eu. Se joacă foarte mult, mă uitam, uite-te la, sunt câteva secvențe, foarte mult mișcăm mingea, foarte lent, foarte rar verticalizăm, preluările jucătorilor noștri dintre linii, în momentul în care se reușește această verticalizare, nu există preluări pe direcție de atac, preluăm numai înapoi, jucăm numai înapoi și dacă, apropo de ce spuneai tu de Elveția, pe m-am uitat la meci, circulația mingii este una debordantă. Toți jucătorii caută să preia numai în față, nu mai vreau să mai spun și de Maroc. Da, da. Apropo, am avut 4 șuturi tot meciul, pe poartă și spre poartă. Maroc a avut și ei tot 4, dintre care 2 goluri cu Brazilia. Ce zici cu Maroc? Pentru asta, că vreau să spun ceva, că toată lumea mă completăm ideile tale, că dacă ne lași așa în aer, nu știu. Mă întorc la joc. Contract pe mână, spune. Mă întorc la joc. Lăudăm dacă e. Pentru că am făcut o comparație între jocul nostru cu Andorra și jocul Marocului cu Brazilia. Dar eu ce-am făcut Marocul la mondiale, nu? În Qatar.
Păi da, da, noi râdeam de Maroc, de Arabia Saudită. La moment dat n-am mai râs. Am râs de toți, de cămile, de alea. Acum nu mai râdem. Acum când am văzut că Ronaldo s-a dus în Arabia Saudită, toată lumea zice, mă, Arabia Saudită, până acum toată lumea zice, ce caută, ce campionatul astea. Florin. Păi nu că noi, noi tu mă știi pe mine de mult. Știi, ești prietenul meu. Păi știu, dar nu-i adevărat. Nu poți să-mi spui mie că acolo iubitul meu, se schimba mult de tot. Ai văzut, a dat un gol. Zi, Dragoș, ajută-mă. A bătut Nasărul cu 3-0. Sau cu 5-0 și a dat el vreo 3. Alea era un portar fost, în trebuturi care spune că e luat de la Jackson 5. Mai sunt și câte ori. Nu poți să spui că ăla e jucător de fotbal. Lasă că și la, mă întorc la Maroc, azi era pătrarul, mijlocașul central, dacă îl vedeai, da. Că am râs de de Budescu, că avea maieta aia pe el și era prea strâmtă. Păi și pătrarul ăla, dacă îl vedea seară, părea tricoul ăla pe el. Dar să, Doamne iartă-mă, n-a trecut nimeni pe fața lui pe acolo. Da. Haideți să vedem ce spun jucătorii echipei naționale după această victorie, după care avem și părerea selecționerului și avem și momentul suporterului, colțul microbistului, cum se spunea pe vremuri într-o anumită gazetă. Scopul nostru a fost să luăm cele 3 puncte. Nu cred că într-o campanie de calificări te mai gândești dacă bați 5-0, 6-0 sau e 1-0. Important era să începem bine, am făcut, am luat cele 3 puncte și acum gândul nostru este la meciul cu Belarus. Știam de la analiză, chiar am vorbit foarte mult despre lucrul ăsta, știam că sunt foarte agresiv. Chiar și Denis a fost lovit de câteva ori și tras și împins când mingea era prin altă parte. Și la Denis, da, toată chestia a fost să nu le răspundem. Știam că și arbitrul nu are foarte multe jocuri internaționale, nu știam cum va reacționa și cred eu că am reacționat ok la tot ce s-a întâmplat, la provocările lor și este bine că nu a ieșit o accidentare gravă, tot suntem bine. Ne-a transmis și nouă lucrul acesta și încercăm să facem, să schimbăm mentalitatea, pentru că la fel cum a zis și dânsul, dacă o echipă ne-ar fi prins pe noi așa să jucăm în 10 oameni și să fim de busolați, nu ne-ar fi lăsat să respirăm. Clar că o să analizăm, o să ascultăm ce zice și dacă o să mai jucăm vreodată în superioritate numerică, o să continuăm să atacăm și să marcăm mai mult. Ar trebui să vorbim mai puțin și să nu mai facem promisiuni, ci să arătăm pe teren în această campanie că merităm să ajungem la Euro. Mă referam la fost cu mai. A, chiar nu știu ce s-a întâmplat. Nu. Scandal, xenofobie, bătaie în tribună, torțe. Da, am zis și ieri că sunt lucruri pe care nu le putem controla. Degeaba mergem să vorbim, pentru că ei vor face ceea ce simt ei. Acum sperăm doar să nu-i suspende și să-i avem la fiecare meci alături de noi. O victorie meritată, zic eu. Chiar dacă putea să fie mai clară, dar e importantă, că e important că am reușit să câștigăm și că am pornit cu dreptul. Acum trebuie să luăm cel 3 puncte cu Belarus, altă opțiune nu avem. Un pic frustrat, așa, și la al doilea gol, inițial se ridica Stefanionul, un pic supărat, nu? Da, normal, îmi doream să marchez, îmi doream să câștigăm și trebuia să ne distanțăm, pentru că 1-0 nu era îndatat. Un gol foarte important pentru mine, sunt foarte bucuros că am reușit să marchez și sper să o țin tot așa. Cine a fost pericolul numărul 1 astăzi? Denis 1 sau Denis? Amândoi, toată echipa asta. Suntem o familie și câștigăm toți împreună. Ai mai avut ocazie mare, ai încercat o execuție spectaculoasă și n-a ieșit, din păcate. Da, de obicei îmi iese, nu știu de ce nu mai ești atunci, dar important e că am câștigat. Eu zic că a fost bine. V-am spus, mai puțin important cine joacă, pe ce poziție joacă, important e să ne strângem și să căutăm puterea de a lua cele 3 puncte și de a câștiga orice meci. Fotbalul s-a schimbat, nu mai este de cum era acum, nu știu, 20-30 de ani, dar v-am spus, haideți să ne bucurăm și noi seara asta, pentru că chiar dacă a fost un meci poate mai ușor pentru noi sau un adversar mai ușor, am muncit pentru cele 3 puncte și merităm să zâmbim și noi măcar în seara asta, iar de mâine cu siguranță ne vom gândi la următorul meci. Da, mai puțin important e ce se întâmplă în altă parte, important e să ne vedem noi de drumul nostru și să luăm pas cu pas. Și v-am spus, asta a fost un prim pas, l-am trecut cu brio și ne vedem de un meci următor.
E un avantaj pentru noi că vin atât de răniți? Nu trebuie să luăm de sus sau să ne gândim la ce s-a întâmplat meciul trecut, pentru că niciun meci nu se aseamănă. Va trebui să ne facem meciul nostru așa cum a făcut și în seara asta, să respectăm anumite criterii și cu siguranță vom fi victorioși. Da, toți simțim că suntem mai uniți, suntem o familie. Ce pot să spun? Ne bucurăm că suntem împreună, avem încredere în noi și sperăm ca peste 3 zile să continuăm forma bună și să reușim să câștigăm. Moruțan a pus o minge foarte bună acolo și asta a fost. Se vede că vă cunoșteați, nu? Da, da. Poate fac și o glumă acum, poate vine și el la Parma, așa am scris și eu mai mult. Denis, ne calificăm și noi în sfârșit la un turneu final după atâta timp? Pot să spun că suntem încrezători, simt că suntem o familie mai unită, suntem un grup mai unit și eu am mare încredere în băieți.